Până acum, salariile dascălilor țineau strict de Ministerul Finanțelor. Dacă apăreau mici probleme trimestriale, erau rezolvate între inspectoratele școlare și factorii locali din fiecare comunitate. Acum, cheltuielile de personal au fost mutate la Ministerul Educației și au apărut deja primele probleme financiare. Trecerea cheltuielilor de personal de la Ministerul de Finanțe la Ministerul Educației creează probleme în multe județe și anume banii au fost insuficienți cel puțin pentru luna martie în a plăti salariile și contribuțiile. Dacă până acum rezolvam această problemă mutând banii dintr-un trimestru în altul, dintr-o lună în alta, iată că acum avem probleme cu Ministerul Educației pentru că gestionează bugetul pe care i-l-a dat la începutul anului Ministerul de Finanțe și de aici avem luni încheiate cu deficit, cel puțin acum este asta o tristă realitate. Adică pot apărea riscuri? Deja au apărut riscurile, anumite județe n-au avut să plătească în totalitate salariile, au preferat atunci să plătească salariile și nu au plătit contribuțiile către stat, ceea ce nu este normal. Totuși există și vești bune. Voucherele de vacanță ar putea ajunge la dascăli începând din luna mai.